Am dat drumul. Bună ziua și bine v-am găsit. Ne pregătim să vă mai dăm câte ceva de lucru și deodată și de mâncare. Ea ca a venit nepoții la mine și vrea să le fac ceva plăcintă. Și da cu prune, că prunii sunt copti afară și facem cu prune. Și să vedem cum este și o să vedeți și dumneavoastră cum este. Dacă cine vrea să facem împreună, facem împreună. Cine nu, să înregistreze și așa să o facă. Na, atunci trebuie că e târziu și ne apucă noaptea, până păi când apucăm să mâncăm. Da, păi astăzi a fost foarte, foarte cald, 37 de grade, 38. Foarte. Ieri și astăzi, atâta când a fost, că n-am avut, nici aer n-am avut. Păi de-aia nici n-am venit mai repede, că am zis că să nu te punem să faci ceva. Doamne, am avut și un scandal și cu ăștia rece, ferească Dumnezeu, că am zis că gata sunt. Gata, cu vecinii, am auzit de la soacră mea, da. Cu geamul. Că nu. Ce să faci? Năcază peste năcază și ia ca așa, nu le convine la alții, sunt mai bogați, mai plin de bani, își fac alții care nu poate să-și facă, să închide până în dinți. Și ia ca ne acoperă cu geamul și ia ca așa. Las că se rezolvă, nu trebuie să-ți faci acum pentru o geam așa probleme. Am fost. Dacă m-au amenințat, că mi-l asupă. Dar n-are voie, nu, n-are. Așa te-a sărit. El poate să zică ce vrea, că n-are voie și dacă îi așa, atunci și el trebuie să-l închidă pe lui, că și el are geam în direcția asta. Stai, că trebuie să pun acolo, în partea mea. Că ești nou, adică e loc, e distanță, este. Uh-huh. Eu am stâlpi mei de beton, făcut de bărbați, și îmi pun plăci din astea de ciment. De asbestos în ciment îmi pun. Uh-huh. Pentru că bate căldura, du-te și pune mâna pe peretele din spate. Aproape că nu poți să ții mâna. Uh-huh. Păi uite, măriul ăsta de aici, de afară, de la noi. Vezi cum cade frunzele. Da. Pentru că poarta e de fer. S-au înferbântat și căldura au trecut și o să mi-o distrugă, da? Ce să facem? Și așa o să plătească și eu. Da. Păi, ce să facem? Asta este. Bine că am trecut așa cum am trecut, dar ce să facem? Asta e. Poți să aprind un pic lumina. Aceea? Uh-huh. Da, sigur. Că nu trebuie să vede așa bine la lumina asta. Un pic mai bine. La cantitatea asta de lapte, cât să fie, o ceașcuță cât să fie, 50 de mii. Muiem drojdia asta. Nu muiem, dar am pus-o mai înainte, dar v-am arătat, să nu pun prea multă. Ok. Așa. Și o punem puțin să se moaie. Acum cu căldura asta odată punem o țără de zahăr. Și e făină acolo la mine, dacă mi-ajunge asta. Mami, desfă-i dacă tu vrei, desfac eu. Desfă. Așa, punem un picut ca să se moaie și între timp batem ouăle. Asta o punem, că nu mai trebuie și altă dată. Așa. Punem și un picut de făină, cam atât. Să meargă Angie cu mașina, ha-ha. E frică. Da, dar nu o lăsăm puțin. Și între timp facem 6 ouă. Natalia, faci plăcinte cu bunii.
Ce e pe pat? Unde? Și căutăm și le batem cu zahărul. A, mure? Mure pe pat. Mure, este și mure acolo. Să le speli un pic, mama. Aici, da. Păi încă să pune ouăle. 6 ouă. 2, 4, 5, 5-lea, uite cum oile face. Nu știu care. Asta e al 5-lea? Da, e al 5-lea, mai este unul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu? Sau? Asta l-a suspat? Ok. 5. Așa. Și acum să ne batem cu zahărul. Pentru că nu-mi place să fie aceea tot în timp. Nu are nimic atât să se duce. Atâta zahăr să pune și să bate. Bat-o? Bat-o. Bat-o? Bat-o? Da. Ok. Mixer. Eu am un acasă în plus. Ok. Nu aveți mixer? Stai să o întreb pe soacră mea. Dacă ne mai trebuie, mai punem. Dar deocamdată cred că nu e. Să pui și mălaie. O cană de făină. O cană de făină și o jumătate din mălaie. Vreau să pun. Să meargă tot și dacă e mai mult, mai ce, să mai cere, să mai poate pune făină. Să mai întâi deocamdată atâta amestecăm, adică praful de foc și cu mălaiul și cu astea îl amestecăm și bine, așa. Acum, imediat să ridică și zice că se așa, acum punem ulei. Nu-i destul, mami. Nu-i destul. Aici e cam 200 de grame de ulei. Așa este. Să se pun la mijloc.
dracul va lua. Plâng și dracul va lua. Dă-te pe poziția mică. Așa. Punem în lapte. Să zic eu. Acum punem făină. Punem jumătate din făină și porumb punem drojdia. Asta e drojdia acum. Depinde de câtă compoziție vreți să faceți. Puteți să faceți și din 3 ouă, din 2 ouă puteți să faceți. Numai, vedeți că acum noi suntem mai mulți și am căutat ca să mulțesc. La 6 ouă, deja e o cană de 2 cani de făină. Mai trebuie. Vă scriu eu în descriere. Asta va fi pe margine. Am vrut mai multe. Trei tâni. Cam 700 de grame de făină, nu? Da. Păi vezi cât mai rămas un kilogram. Cam vreo 300. E acum mai bine. Păi nici moale, nici sale. Aici m-am mintit, tu nu vezi? Dar, mami, ăla e mai sus și n-a ajuns, știi? Okay. Așa, vezi? N-am cum să vin eu. Păi, acum a fost. Vreau să mănânc de gustul de pentru să-i scoate. E bine acum. Nu. O, oh, e bine. Atâta. La 6 ouă, când e 3 sări din astea de făină. La 7 ouă. Am o cană din asta din olai, bine, dar noi lăsăm numai așa cu noi când avem ce face. Lăsăm pe pauză. Așa. Bunica strânge prune. Prunele sunt cam mici, că nu prea a fost apă. Ploaie, mă refer. Astea-s cam tari. Astea-s bune de jos. Am băut o cană de lapte și mânc o prună. Facem experiența.
fosta mea mașină și actuală. Când am fost ultima dată cu ea prin Austria? În 2018. Destul, mamă. Cred. Dar acum, dacă vede lumea, doar știi cum să fac. Să pun aici și vă mai lăsăm un pic. Mi se întâlnește cuptorul, că n-am pornit cuptorul încă. Acum dacă se pune prunile și ea acum mai rostește, așa intră prunile în halat. Uh-huh. Auzi, tu un pahar, un pic de apă și un pic de oțet, că nu mai pot picioarele. A, de la țânțari? Uh-huh. Lasă să aibă și ceva de mâncat. Uite aici. Iuhui. Țânțarii de România. E bun? Și o zis că e, da, e la ora 18. Faci îl stropești, desinfectează. Da? Da. La noi au stropit ieri. O stropit, nu? O stropit. Și acum ce iarăși. Dar nu știm cu ce, cu corona sau cu țânțari. Păi și noi suntem tot un fel de țânțari. Vom vedea acum, în septembrie, octombrie. Să mai răcească vremea asta, că nu mai... Nu bun. Acum... Am ratat momentul când s-a pus prunile să filmez, dar totuși sunt aici. Nu, tot picioarele. Mă ascultă mult. Uite aici. Wow! Foarte faine rate. Dar nu vă spun ce miroase. Când am intrat aici, că am venit de afară, am zis că s-o da cineva cu parfum. Păi prunile sunt foarte parfumate. Prunile, da. Foarte, pun foarte așa fain. Un miros plăcut. Acum nu prea am lumină, cum trebuie. Încerc să-i fac o poză. Oh. Ok, acum se lasă la răcit. Cât e acum? Au fost 8 și un... 8 și un sfert, așa-i? Da, da. Acum e 9 fără 5. Nu, că m-am atâta timp s-a făcut. Și acum vine Natalia. Ok, acum pe pauză. Sunt acolo, da. Că am destule, dar le-am pus în dos, ce să faci cu ele acum? Acum o tăie. Deci face bunica farfuria pentru prezentare. Da. Uite acum. Stai că aduc telefonul lui Angie. Că n-am blit. Așa. Ce frumos a crescut. Ca un tort arată. Ca un pandișpan de tort. Păi dar au fost 7 ore. De tort. Acum o bucățică pot să mânc și eu că beau lipantil.
Wow! Care faină ești? Așa e că e și faină. Mm-hmm. Foarte faină. Angie? Angie? Angie, tare, tare de urechi. Angie? Da. Hai să guși, să faci poze tu. Foarte faină. Ce fain, eu să gust, eu să hai să mânci. Ioi, dar nu mai băga. Nu, hai să gust eu. Deci asta e cu prune, nu? Mhm. Se poate face cu orice. Mhm. Da, cu prune. Cu prune e minunată. Cu prune, da. Fică lasă zeama asta faină. Da, să îmbibă în... Astea sunt mai zemoase, cu fructele mai zemoase. Uh-huh.
Mi-e și place de vișine. Făceam sos de vișine. Da, și de vișine. Asta e. Vă mulțumesc frumos că ne-ați ascultat și ne-ați urmărit. Și vă rog să încercăm și dumneavoastră să vedeți. Faceți că... că nu aveți ce pierde. Chiar nu. Vă promitem. E garantat. Sănătate și numai bine și poate ne vedem mai ține. Mai face o rețetă. Cine știe ce mai scurtesc eu cumva. Da. Sincer să fiu, n-am știut și nu știu. Așa, încep și le fac așa. Da. Deci asta a fost, pe moment, ți-a venit o, așa, o rețetă. O idee. Uh-huh. Experiență. Ok. Bine, noi vă lăsăm. Vă dorim numai bine. Noapte bună. Noapte bună, cum zicea Natalia. La revedere, face Domnului. Natalia zice, noapte tună.